înainte de a intra în ceea ce ne-am propus astăzi, vreau să vă zic două cuvinte. Stau așa că și în timpul închirea mea asta pe scaun am o hernie de disc care îmi dă țepușul ăla în coastă care l-a dat Pavel. Dar terminând partea asta cântului și închinării, vreau să vă zic doar două cuvinte. E foarte important să învățăm să ne închinăm. E o mare diferență între a cânta și a te închina. Și eu cred că dacă sunt cântăreți buni, aia se găsesc în bisericile noastre. Din păcate, Domnul Iisus spune că Tatăl caută închinător. Și o mare diferență între a cânta și a te închina. M-am rugat acolo, stând pe scaun, ca Dumnezeu să transforme cântarea noastră în închinare. Și au fost câteva valuri unde chiar că am fost foarte aproape și chiar ne-am închinat. Vă zic o, fiindcă sunteți o generație în care cred eu că Dumnezeu va duce spiritul închinării. Și nu la extrem. Și spiritul închinării cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, unde atunci când cânți, ridic mâinile spre cer și te slăvesc. Mâna aia trebuie să asculte mintea, mintea trebuie să asculte inima și ce cânți aia să trăiești. Adică spune Scriptura în Psalmul 22, Dumnezeu locuiește unde? În mijlocul laudelor poporului său. Noi nu cântăm să umplem vremea la biserică până ce vine predicatul să predice. Noi cântăm, fiindcă prin cântare, când cântarea trece în închinare, prezența lui Dumnezeu coboară în mijlocul nostru. Și o forță care te împinge, care te transformă. De multe ori nu-mi vine să mă ridic, să predic, fiindcă închinarea a fost atât de profund, atât de fain, atât de înălțătoare. Deci vreau să închei într-un fel partea asta de cântare, de închinare, cu aceste cuvinte și încurajare pentru voi. Nu știu câți dintre voi ați fost prima rat, ați fost pe la Metanoia, ați fost între voi, cât sau? Pe site-ul Metanoia, probabil un pic mai mult. Vă bucur să vă aduc salutul în bisericii noastre. Suntem o biserică tânără, cu mulți tineri. Și într-una când treceți prin Arad, păpiți-vă și pe la noi. Puteți găsi și pe biserica metanoia.ro. V-am adus însă și câteva resurse. Și asta o de face cu tot felul de MP3-uri, serie de predici. Iar apoi cu câteva cărți. Unele scrise de mine, altele însă pe care aș vrea să vi le recomand. Și fiindcă mulți tineri au foarte multe întrebări, deci o carte scrisă de un om ale Dumnezeu care a fost chiar și în biserica din Deva acum câțiva ani de zile și răspunde la întrebări ce țin de realitățile vieții spirituale, că judecăm minunile. Cum știm noi să le judecăm? Când judecăm profeții, cum îi putem recunoaște? Când judecăm divertismentul, când judecăm aparențele, care e relația între frumusețe și fericire? Când judecăm lumea spirituală, cum să interpretăm fantomele, îngerii, locurile sfinte și așa mai departe. O carte bună pe care vreau să vă recomand. Cine ești tu ca să judeci? Cum să discern adevărul, adevărul pe jumătate și minciuna. Și dacă aia ține de minte, încă o carte care o recomand, e o carte care ține de inimă. Mulți dintre noi vrem să ne schimbăm și vă zădea și mesajul de azi, băba, îndemnant acolo. Mulți vrem să ne schimbăm de foarte multe ori, de foarte, foarte greu. Chiar acum, fiecare joi seara, mă întâlnesc cu un grup unde sunt tot felul de oameni, unul dintre ei abia acum, de lună și jumătate, și din pușcărie din Austria, avea trafic de influență, trafic de femei, avea trafic în cluburi de striptease în Arad, avea cluburi de cluburi neoficiale de pătăuși, numai vreo 42 de tiruri o scot din țară ilegal. Îl caută oamenii prin toată Europa, dar un om care vrea să se schimbe. Lângă el un tip care a fost șeful securității într-o anumită zonă din partea noastră de vest.
un om care Dumnezeu a lucrat în viața lui, vine doar de 3 săptămâni acolo în el și când vezi cum se roagă împreună, un prof universitar, are 2 doctorate, un tip care 26 de ani a fost în alcoolism, feroce, până acolo când a fost să sinucidă, a fost să divorțeze și Dumnezeu s-a atins de el, a schimbat. O femeie care a trecut prin 3 divorțuri, care și la momentul acesta are foarte mari probleme. Ei, oameni și oameni de genul ăsta care vor să se schimbe, Dumnezeu să atingă inima lor. E, cartea asta spune chiar așa, Doamne, vreau cu adevărat să mă schimb. Dar e o problemă. Oare de ce nu pot? Fiecare când se schimb singur. Biblia e foarte clară. De-aia continuă titlul, Doamne, ajută-mă! Și dacă cunoașteți oameni care doresc să se schimbe, sau aveți de-a face de prieteni, colegi care vor să se schimbe, sau poate chiar voi vreți să vă schimbați. Cartea este o carte foarte bună, care arată procesul schimbării din punct de vedere biblic. Frate, adevărat să mă schimb, Doamne, ajută-mă. Le puteți găsi la final undeva aici în spate. Dar scopul nostru de azi e altfel. De aceea, înainte de a intra în cuvânt, hai să-i cerem ajutorul în rugăciune. Doamne, doresc și în această dată, cu această întâlnire, Tu să ne onorezi așa cum ai făcut-o și până acum cu prezența Ta și coboară între noi, coboară prin cuvânt, vorbește-ne și mai ales ajută-ne, Doamne, să-ți dăm răspuns. Să dăm răspuns chemării Tale și mai ales provocării Tale. De aceea te rugăm în numele Domnului Iisus să o faci. Amin. Tot asta și m-am gândit despre ce să vă vorbesc azi. Mai ales că tocmai ce am încheiat o săptămână interesantă, weekendul trecut a fost ce weekend? Ce zi a fost săptămâna trecută, sâmbătă și duminică? Vă mulțumesc pentru acest răspuns tripartist, 14 februarie. Ce s-a sărbătorit weekendul trecut? Și anume, se numește Valentine's Day, așa. E, ziua aia poartă cu ea anumite lucruri interesante care ne cam sâche pe unii, ne cam macină pe alții și aș vrea să ne atingem de un aspect al acelei zile. Câți dintre voi sunteți la liceu? Câți dintre voi sunteți, ați terminat liceu, hai să spun așa. Ați terminat liceu, așa? Ok. În afară de fratele de la Hațe, care e pensionar, cred că toți suntem la o vârstă la recare, unde putem vorbi ca între tineri. E vorba de Mircică Necron, iar nu recunoaște. Câți dintre voi știți ce înseamnă sweet în engleză? Sweet. Ce înseamnă sweet? Dulce. Dar ce înseamnă sour? Câți dintre voi ați fost vreodată pe la un restaurant chinezesc? Ai un sos acolo la restaurant ăsta chinezesc care se numește sweet and sour. Sos dulce, acrișor. Anii tinereții mele, eram de vârsta voastră, a fost un fil de sweet and sour, dulce, acrișor. Dulce, fiindcă a fost dintre cei mai faini ani din viața mea. Cele mai reușite prieteni, cele mai trăznite aventuri, cele mai tari distracții, cele mai profunde, rare, adevărat, fiindcă nu prea aveam timp de Dumnezeu în anii de liceu, dar începeam să mă apropii de așa, am trăit cele mai profunde experiențe cu Dumnezeu. De altă parte, însă, tot anii de liceu au fost și mai puțin dulci, din cauza unor hotărâri neînțelepte pe care le-am luat. Le-am luat fie din presiunea anturajului, prietenii care mereu încercau să mă seteze să fiu ca ei. Fie din cauza hormonilor care mă dădeau peste cap, fie din cauza reacției față de autoritate. Nu-mi plăcea să mi se spună ce să fac și cum să fac. E, oricum știu și recunosc că în anii aia am spart multe oale în capul meu. Dar adevărul e, astăzi uitându-mi în trecut, fără doar și poate, trebuie să recunosc că toate oalele astea sparte din capul meu au fost doar din crina mea. A fost problema mea. Și azi m-am gândit să vă vorbesc despre una din aceste oale, care, sprădându-se în capul meu, mi-a lăsat cicatrici și regrete, situații pe care mi-aș fi dorit să le mai pot reface în viață. Dar vezi, când trece viața, e doar o șansă. Și anume ziua și clipa care o trăiești. Înapoi nu mai poți da.
Ei, e ceva legat de Valentine's Day. Ceva legat de ceea ce scrie pe acest mic semn de carte pe care l-ați primit și voi, și anume, ce este dragoste. Nu o să vă vorbesc despre ce este dragostea, fiindcă uneori, ca să înțelegi un adevăr, trebuie să înțelegi contrastul, sau mai bine zis, să înțelegi mai bine prin contrast. Punctul negru îl vezi negru, fiindcă 99,9% din pagina e albă, de aceea poți să-l vezi mai clar. Am să vă vorbesc despre ceea ce nu este dragostea, dar care e vândut ca produs cu eticheta dragostei pe el. Și anume, am să vă vorbesc despre poftă. Și orice fel de poftă. Și despre ceva ce ține de frumoasă zi de Valentine's Day. Sunt trei cuvinte care definesc Valentine's. Dragoste, relații și sex. Și primele două au de-a face cu partea sweet a Valentine's. Și anume dragoste, relații. Ceea ce-i fain. Dar cealaltă are de face cu o parte care e un pic mai sală, un pic mai acră. Și despre asta vreau să vă vorbesc. Nu fiindcă sexul e greu, nu a fost creat de Dumnezeu. E chiar sweet. Very sweet. Dar sexul poate deveni foarte dăunător când e lăsat de capul lui și de capul nostru, care atunci când e vorba de sex, de multe ori nu mai există. Și din păcate, sărbătoarea, așa zis, a iubirii, Valentine's Day, a devenit și sărbătoarea sexului. Cele mai multe prezervative sunt vândute în lume, în weekendul sau în ziua de Valentine's Day. Cele mai multe teste de sarcină se dau la o lună după Valentine's Day. Cele mai multe avorturi pe an se fac în următoarele 4 sau 5 luni după Valentine's Day. De ce? Datorită celei zile. O singură zi, o singură clipă, o clipă care însă atrage cu sine multe, multe lucruri rele. Și anume, poftă. Ce poftă? Hai să o luăm pe rând. Dexul. O definește ca fiind o dorință nestăvânită de a avea ceva sau a face ceva. Pofta are caracter universal. Ai poftă de mâncare, ai poftă de somn, ai poftă de glume. În Scriptură, mai ales în Noul Testament, pofta e mereu asociată cu anumite păcate care au tendă sexuală. De aceea, astăzi, vom ajunge la acest păcat, unul dintre cele 7 păcate cardinale, și anume pofta sexuală. Și în acest punct de vedere, definiția poftei sună cam așa. Pofta e cea denaturare a nevoii și instinctului sexual pe care Dumnezeu l-a pus în fiecare din noi. Acea forță care împinge omul să iasă din perimetrul trasat de Dumnezeu în ceea ce privește viața sexuală, și anume perimetrul căsătoriei. Mai ales bărbații și mai ales tinerii de ambele sexe au fost în colimatorul cel rău. Dacă un bărbat este ispitit, așa spune statistica, de câteva ori pe zi, un tânăr între 16 și 25 de ani este ispitit de cel puțin 6 ori pe oră. Filme, muzică, îmbrăcăminte, colegi, colegi, reviste, chioșcuri, internet, acasă, pe stradă, școală, chiar și în biserică. Ispita însă nu-i păcat. Căderea în ispită e păcat. Pofta nu-ți face altceva decât să creeze puntea între ispită, care te atrage, și căderea în păcat, care te duce pe nosul. Iacov 1:14. Și fiecare când este ispitit, ce se întâmplă? Este atras de pofta lui însuși și momit. În momentul în care pofta a zămislit, spune tot Iacov, de naștere automat păcatul. Și artilerea celui rău e foarte greu de stăvânit împotriva poftei. Cele mai multe cazuri de consiliere în rândul tinerilor le am exact această temă. Și numai tineri. Nu de mult unul dintre cei care numiți pastor pe plan mondial, o biserică la peste 14.000 de membri, s-a retras din lucrare, fiindcă a fost lovit exact pe tema asta de către cel rău. Sunt sute de preoți care în ultimii ani, știți ce mai, au fost deconspirați public cu martori din cauza acestui păcat. Pofta e unul din păcatele capitale. Se estimează că la fiecare 3 minute și jumătate o femeie e violată undeva în lume. Peste 55% din partenerii conjugali contemporani au căzut în adultere în timpul vieților din cauza poftei după trupul altuia.
cele mai căutate pagini pe internet, accesate de milioane de oameni pe zi, de 10 ori mai multe accesări, cel puțin de 10 ori, decât orice alte pagini sunt paginile care au de face cu acest subiect. Și fii atent, majoritatea de tineri între 12 și 17 ani. Oare de ce? Din la orice vârstă, pofta atacă. Și nu trebuie să atace de două ori sau de trei ori. O singură dată, ca să te distrugă din plin. Chiar în zilele astea, mă zbat împreună cu soția mea să rezolvăm un caz deosebit de dureros și complicat. O femeie la aproximativ 40 de ani, cu mai bine de 20 de ani în urmă, în ultimul ei an de liceu, a avut o relație, a avut o aventură, ceva romantic, nebunesc, în urma căreia a rămas însărcinată. În acele vremi, prin lege, era interzis să faci avorturi. Multe femei chiar murind din această cauză și fiind pedepsite prin lege. Și fata n-a făcut avortul, că avortul a făcut pe capul, știți foarte bine lucrul acesta, dar în vremea aceea, ea n-a avut nimic de face cu Dumnezeu, n-a reușit să facă avort, n-a reușit să facă nimic, a rămas însărcinată și de rușine și din neputință să facă altceva, era doar elevă, și-a dat copilul, după ce l-a născut, pe ascuns cuiva. Și de peste 20 de ani, este super chinuit. Conștiința chinuie nu numai abandonarea copilului său, ci și acel iubit care după ce a auzit că e însărcinat, a lăsat-o și a plecat. Și deși de trei ori s-a căsătorit, n-a reușit să mențină nicio relație, fiindcă acea experiență a afectat atât de profund încât nu mai are încredere în bărbați, e depresivă, e întoarsă pe dos, nu mai știe ce să facă la numai 40 de ani. Nu mai are speranță de nimic. În ce cauză? Din cauza unei aventuri stupide. Când în liceu, amețită de romantism, a vrut să facă și ea ce făceau toți. Și viața a fost distrusă. Trei familii, cel puțin, au fost distruse. Am uitat să vă spun care doi copii din aceste trei căsătorii. N-are loc de muncă, fiindcă nu poate să-l ține. N-are liniște, e pe butuci. Pofta care a distrus-o. Hai să deschidem Scripturile în 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. Și eu sper că la întâlnirile astea de tineret voi veni și cu Scripturile la voi. Deci vreau să vă dau un minut să vi-l deschideți. Fiindcă degeaba vorbim noi de aici. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu nu ne vorbește, nu trece mai mult de minte. De la minte la inimă e cea mai mare distanță din univers pe care nu noi, predicatorul putem parcurge, ci Cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt poate să ducă aici. Și vreau să ne uităm la versetul 1, 2 Samuel 13. După aceea, iată ce s-a întâmplat. Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă numită Tamar. Și Amnon, fiul lui David, a iubit-o. Suntem șocați din primul. Un frate, observați că am desen frați, Absalom fiul lui David, Amnon fiul lui David, un frate se îndrăgostește de sora sa, de sora sa vitregă. Și aici două observații. Pofta trece dincolo de bunul simț. De orice normă de conduite, chiar și de cele mai elementare norme de respect, relațiile de familie. Și în România, incestul, relația sexuală între membrii familiei, nu mai ceva nou sau ascuns. Cele mai răspândite cazuri sunt între tată și fiic, între frați și surori vitrege. Săptămâna trecută am consiliat o femeie care recent i-a fost descoperit de către fată sa, după 20 de ani, că fostul ei soț, cântăreț în corul unei biserici. Atenție! Când fata încă de la 5 ani a început să se miște prin casă, a bătut joc de ea. Pofta trece dincolo de bunul simț. Dincolo de orice normă elementară de respect, chiar și de relația de familie uneori. Doi, observați tot în textul ăsta, Amnon, fiul lui David, a iubit-o. Și rețineți acest cuvânt, a iubit-o. Fiindcă e vorba de dragostea care e scrisă pe semnele voastre de carte. Ar fi bine, fetelor, să luați aminte la acest gen de iubire de care nu puțin băieți încearcă să vi-l ofere. Iubire ca termen, în esență, vom vedea doar poftă și o mare diferență. Trecem la versetul 2. Amnon era atât de chinuit din această pricină, încât a căzut bolnav după sora sa.
Poftă nu numai că trece de bunul simț, dar odată prins în ea, pofta chinuie. Și voi cei care ați fost robiți de pofte, fie ați căzut într-o relație sexuală, fie ați căzut robiți de pornografie, știți prea bine prin ce bacan vă trece, vă chinuie. Observați, amul e atât de chinuit, mintea, trupul, inima, simțămintele, totul tremura, totul arde, totul tângește, rănește spre a avea simția pe din pofta chinuie. Chinuie și conștiința, și sufletul, și Duhul. Observați, era chinuit fiindcă era fecioară și venea greu ea un om să-i facă ceva. Așa să ține de conștiință, conștiința nu spune. Și să nu-ți spui mie că atunci când poftești, nu te mustră conștiința, mai ales dacă ești credincios, Duhul Sfânt nu te lasă în pace. Și ar trebui să te mustră. Pentru un mare păcat să dezonorezi o fată, împlinindu-ți ție pofta și mă adresez băieților. O să vedeți la un moment dat am de vorbit și cu voi fetele. Dar personal știu fete, care deși au avut o relație frumoasă, sănătoasă, care tindea spre căsătorie, totul s-a întâmplat când băiatul a aflat că ea nu mai era virgină. Imaginați-vă povara acelei fete, ce seamănă un om, acela și se cera. Ei, în cele mai multe cazuri, fetele astea nu erau depravate. Și-au văzut pradă fie unor băieți care n-au vrut să-i refuze, fie presiunii anturajului din liceu sau de la facultă, unde dacă ar fi rămas virgină, ar fi fost luat în bătaie de joc. Deci fiți foarte atenți la prietenii pe care îi aveți, la anturajul în care vă învârtiți. Deci uitați-vă în text, versetul 3. Am luat un prieten. Numit Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David. Și Ionadab era un om foarte șiret. Atenție la prietenii care îi aveți. Părinții sunt dați de Dumnezeu, prietenii însă ți-i alegi tu. Și întrebare. La ce te îndeamnă prietenii tăi? Cu cine umbli aproape? Cui îi ascult sfaturile? Observați cum îi descrie Ionadab. Era un om foarte șiret. Nu-ți fă prieten cu două fețe. Nu-ți căuta oameni șmecheri. Știu că sunt la vot, dar n-au ce să caute în jurul tău. Oameni care lucrează de ascuns. Satan, dacă te vede vulnerabil în segmentul ăsta, va căuta să-ți găsească prieten pe măsură. Și observați la ce îl îndeamnă prietenul bun, Ionadab. Pentru ce te usuci din zi în zi? Ionadab vede, chinul poftii era evident. Tu, fiul împăratului, fii ale Bologneam, tu cel mai tare, cel mai mare, fiul împăratului, nu vrei să-mi spui? Și atunci am luat iară să consideste la mare, sora, fratele meu, Absalam. Și observați mustrarea conștiinței din nou, de ce observați cum o numește Amnon pe sora sa. Iubesc pe Tamar, sora cui, sora mea, sora fratele meu, Absalam. Ăsta e cu nu-i soră ta, pare soră ta. Dar conștiința nu lasă în pace, pofta roade, îl arde, nu poate să confrunte realitatea, adevărul, și asta face pofta. Te îndeamnă să respingi realitatea. Și spuneți-mi voi cei care suferiți dacă nu-i așa. De câte ori mustrați de conștiință, ați respins realitatea. Ei, nu-i chiar așa rău. Dragul meu, tu ești om, nu ești animal, de aceea e conștiință. Conștiința noastră, când e atinsă de poftă, distorsionează chiar și adevărul. Fiți atenți în continuare. Ionadab i-a zis, culcă-te în pat. Pofta din tonul îți oferă o creativitate de nedescris în a face planul. În a visa, în a-ți imagina, în a pregăti un teren unde să zămișlești păcatul. Observați aici, care e locul cel mai potrivit pentru a împlini pofta sexuală? Patul! Culcă-te în pat și fă-te bolna, fă-te, fiindcă nu ești! Pofta minte. Va face orice ca să-și împlinească pornirile și instinctele animalice. Pofta minte. Pentru că nu-și minte doar victima, ci chiar și pe cei din jur. Când va veni tatăl tău să te vadă, să-i spui, dă voie sorii tale mele Tamar să vină să-mi dea să mănânc, să pregătească sub ochii mei o mâncare. Amnon este ispitit să-și mintă și tatăl. Și știi cine era tatălui David? David unsul lui Dumnezeu. Să vină cu sângerește doar ca să-și împlinească pofta. Deci, dragii mei, pofta nu numai că minte, nu numai că respinge realitatea, dar pofta, observați, orbește. El nu mai ține cont că e soră, nu mai ține cont că e tată, nu mai ține cont de respect, de lege, de tradiție, de credință. Pofta orbește, mai apoi pofta manipulează, înșală. Dă voie sorei mele Tamar să vină să mă dea să mănânc, să-mi pregătească sub ochii mei o mâncare. Un lucru demn, un lucru bun, sora
acolo să fie trimis să se bată mâncare timp de bolnav. E ceva normal, ceva de până la gură. Dar nu era bolnav. Nu era bolnav. Vrea să înșele, să manipuleze. Deci, fetelor, nu vă lăsați înșelate de unii și de alții care, făcând anumite invitații frumoase, inocente, chiar servile, nu fac altceva decât să întind o plasă, dacă sunt un privilegiu de a satisface poftă. Mi-a povestit un prieten al meu, un pastor, că într-o zi, a venit o vecină la el și l-a rugat să o ajute să schimbe un bec de candelabru în sufragerie. Pastorul s-a dus, a întrebat-o, dar e vreo problemă, nu puteți să schimbați becul, nu camețesc dacă mor pe masă. Omul plin de bune intenții s-a dus, s-a urcat pe masă și a început să caute fiecare bec. Între timp, femeia respectivă s-a îmbrăcat, în ghilimele spus, am dormit mai potrivit, revenind în cameră, în danteluță, și începând să îi îmbrățișeze piciorul pastorului, ca nu cumva să amețească și să cadă și el după masă. Și-o dat seama de intenție, o tăiată pe ușă să vină peste masă. Și n-a văzut-o până seara, când stă de vorbă cu bărbatul său, vis-a-vis de incidentul de dimineață. Dragii mei, pofta manipulează. Dă voie sore mele Tamar să vină să-mi dea să mănânc, să-mi pregătească sub ochii mei o mâncare, fiți în satenți, ca să o văd și să iau din mâna ei. Prin ce se manifestă cel mai frecvent pofta sexuală? Prin privire și prin atingere. Roadă o să-mi pregătească sub ochii mei, adică aproape de mine, să o văd mâncarea, de ce? Ca să o văd și să o ating, să o iau din mâna ei. Atenție, fetelor! Fiindcă diavolul de multe ori pe voi vă folosește ca pomeală în acest păcat. Atenție, spre exemplu, cum vă îmbrăcați. Ochii bărbaților sunt virusați mai mult decât ochii voștri în acest sens. De aceea fiți foarte atente, nu vă faceți părtașă acestui păcat, fiindcă, și vom vedea un pic mai încolo, în cazul ăsta al poftei, și victima, dar și victimizatorul sunt pedepsiți de Dumnezeu. Și spun lucrul acesta, fiindcă pe linia îmbrăcăminții, mai ales voi, fetelor, sunteți ispite foarte mari, sau puteți fi în acest sens. Tot vouă vă spun să puneți limite în relația voastră. Mai ales limite legate de proximitatea fizică în prietenia voastră. Băieții cad cu mult mai ușor, de aceea discutați cu ei de la început, impuneți-le limite clare privind atingerile fizice. Aici a căzut eu la dam. Amnon, s-o văd și s-o ating. Amnon s-a culcat și s-a făcut bolnav, observați, s-a făcut bolnav. Împăratul a venit să-l vadă și Amnon a zis împăratului, te rog să vină soția ta Tamar, să facă tot tu de sub ochii mei, să le mănânc din mâna ei, observați, pofta persistă. Pofta persistă. Amnon îi repetă tatălui sau aceeași dorință, pofta-l chinuie, persistă, nu lasă să doarmă. Mai apoi, pofta convinge, da? A trimis să spune Tamarei înăuntru odăilor ei, du-te în casa fratelui tău Amnon, pregătește de mâncare. Tamar s-a pus în casa fratelui său Amnon, care era culcat. A luat plăbădeala fermentată, a pregătit turte înaintea lui Iacob, luând apoi tigaia răsturnată înaintea lui, dar Amnon n-a vrut să mănânce și el a zis, scoateți pe toată lumea afară. Și toată lumea a ieșit afară. Pofta minte, dragii mei, pofta orbește, pofta chinuie, pofta persiste, convinge și observați, pofta ascunde. Scoateți pe toată lumea afară! Și toată lumea a ieșit afară de la el. De ce? Fiindcă pofta ascunde. Dragii mei, nu vă lăsați duși în locuri singuratice. Mai ales la prieteni a căror părinți pleacă de acasă, hai să merem, gătești un film, bem un ceai, facem ceva. Nu e rău, nu e lucru rău să vezi un film cu prietenii tăi. Dar când îl vezi în această senzație de libertate și singurătate, de foarte multe ori senzația e folosită să-ți trezească poftele. Și multe lucruri s-au întâmplat în acest gen de ocazii. Pofta acționează atunci când nu există supraveghere, vigilență, atunci când se poate ascunde, atunci când ai martor, atunci când e singur sau singuri. Poate te grea dură expresia, dar simt că trebuie să o spun. Copiii făcuți din flori au fost făcuți în flori, fiindcă n-a fost cineva care să taie cu coasa.
Feriți-vă de locuri izolate, dragii mei. De ocazii de acești geni. Mai ales când e singur tu și prietenul tău. Ferindu-vă de lucrurile acestea, previi consecințele care urmează. Vedem ce urmează. După ce au rămas singuri, atunci Amnon a zis Tamarei, adu mâncarea în odaie și s-o mănânc din mâna ta. Tamar a luat turtele pe care le făcunse și le-a dus fratele său Amnon în odaie. Pe când le dădea să mănânce, i-a apucat-o și a zis, vino soră și culcă-te cu mine, observați, pofta atacă! O vede, o atinge, o apucă, nu mai lasă, pofta atacă! Și ea a răspuns, frate, nu! Nu mă necinsti, căci nu se face așa ceva în Israel! Nu fă mișelia asta! Unde mă voi duce cu rușinea mea? Tu vei trece dreptul mișel în Israel! Vorbește că l-o cumpăratul și nu se va împotrivi să fiu a ta, draga mea! Și mă adresez fetelor. Nu argumenta cu pofta. Nu negocia. Nu discuta. Nu-i predica. Știi care e îndemnul lui Pavel către Timotei și el fiind un tânăr la fel ca mine și ca tine? Timotei, când e vorba de poftele tinereții, care în Noul Testament totdeauna au o conotație sexuală, când e vorba de poftele tinereții, ce să faci? Să le predici? Să le argumentezi biblic, să le argumentezi moral, nici vorbă. Când e vorba de poftele tinereții, Timotei, ce să faci? Fugi! Tai-o! Săraca ta mamă. A încercat să-i vorbească fratelui său, observa, să explice logic. Hei, nu se face asta în Israel! Se explice moral. E o mișelie! E o rușine! Tu vei fi dreptul mișel în Israel! A reușit. Sentimental, moral, spiritual, logic, sub nicio formă. De ce? Încă frumosul, deșteptul, respectosul, sfântul, se va transforma într-un demon. Și cu nimic nu-l vei putea învinge. Nu vei fi decât un obiect al poftei, nu-i o victimă, un mijloc de a-ți satisface instinctele animalice. De aceea, evită capcanele. Dacă ți-e frică de lup, nu păși în pădure. N-accepta invitația oriunde și oricând, mai ales că nici atenție, Duhul Sfânt te va avertiza, fiindcă dacă ești credincios, Duhul Sfânt te va avertiza, mai ales că în conștiința ta vezi că ceva nu pușcă. Că bine, tragi o palmă, zdravă-ne și fugi. Observ ce face pofta. Transformă un frate într-o brută. Dar el n-a vrut să o asculte. A silit-o, a necinstit-o și s-a culcat cu ea. Pofta nu mai ține cont de nimic. Nu mai ține cont de respect, de familie, de bun simț, de civilizație, de lege, nici măcar de credință sau de Dumnezeu. O silește, o violează, face orice doar să-și împlinească instinctual de cu mine. Și cu câteva timp în urmă, într-o seară, ne trezim la ușă cu o domnișoară, profesoară, tânără. Anu avea grupul ei de fete, la un moment dat, și fata vine, era distrusă. Arăta clasnic. Am dat seama că ceva s-a întâmplat. O primim în cameră, o așezăm de scaun, tremura din cap până în picioare. Ce? Cum? Ce s-a întâmplat? Care-i problema? Nu putea să vorbească, nici măcar nu putea să plângă, așa tremură. Și până la urmă i-am spus, uite, ești în siguranță, nimeni nu poate să-ți facă nimic. Dacă e cazul, chemă și cu nu, nici vorbă de poliție. Cum că nu poliție? Dar suntem acei lângă tine, nu poți să ne spui. Ne rugăm lui Dumnezeu, e și El aici. Trebuie să ne spui ceva s-a întâmplat. Și începe să-mi spună cum cu 3-4 zile înainte, mergând acasă, coborând din tramvai. Seara, nu era noapte, seara, în fața unor blocuri enorme, trecând prin parte din fața blocului, cineva a tras-o de mână, în tufiș, și a făcut cu ea tot ceea ce nu se face. A început să urle, să țipe, vecinul deschis geamurile, s-au uitat și l-au închis la loc. Trecătorii după stradă s-au întors și au mers pe partea cealaltă. După ce-o silit-o și-o necinstit-o, a zis, o omoară dacă spune cuiva. Și, nu să vedeți unde duce pofta. Eu zic că în 3 zile să se întâlnească cu el undeva în Arad.
tocmai ca să o scoată la o fetărie, să-i dau socul președintelui și așa mai departe, dar dacă nu vine, fiindcă el știe unde stă, o să o moară. Deci asta era a treia zi. În următoarele câteva ore, fata asta trebuie să se întâlnească cu monstrul ăsta. Și când am auzit de treaba asta, am zis, nu, stai cu mintea aici, nu te duc, nu fără nimic, că mă te... Stai cu mintea aici și vedem ce faci. Am reușit să vorbim la poliție. Avem câțiva mascați și la noi în biserică. Am vorbit cu ei, oamenii au zis, nicio problemă, capa lui, să știm ce face. Când fata ajunge în dreptul celui bărbat, să dea de mână și știm că dacă ține de mână pe omul ăla, din stația de tramvai, pe nume merg ei, ăla-i băiatul. Zic, bun. Nu vrea să meargă singur, zic, nicio problemă. Eu mă duc în spatele tău, doar la 10-15 metri de tine. Dacă se întâmplă ceva, uit că-s păstor și îi o facem noi. Și, lasă-o ca o glumă, da? Eu mai vreau să predic la nevoie. Așa. Și mergem, așteptăm în stația de tramvai și la un moment dat, într-adevăr, se coboară un pic. Ea îl ia de mine și încep să iasă din stația de tramvai, eu în spatele lor, 10-15 metri. Și mă, trec stradă. O iau pe stradă și nimeni nu vine, nimeni nu intervine, nimeni nu... Îl iau pe omul ăsta, mă gândim, acum, ce fac? El e de două ori mai mare ca mine. Deci dacă mă arunc pe omul ăsta, oamenii ăștia din Arad zic că eu l-am agresat, mă bat pe mine, nu-l bat pe el. Doamne, ce să fac? Fă ceva, cumva, tu! Și în timp ce eu mă frământam, după vreo câțiva metri, dintr-o dată, din vreo patru mașini parcate lateral, ies vreo 10 mascați din ăștia, abia o fac să dispară. Și ajungem cu el la poliție. Și când ajungem la poliție, normal, seara respectivă, în câteva minute, ore, vin și părinții lui. Și când ajung acolo și oamenii mă văd, și eu îi văd, nu m-am prins la început, dar m-am dat seama după baticele care le purtau. Că monstrul era din biserică. De unde era? Dragii mei, pofta nu mai ține cont de nimic. Absolut nimic. Și odată ce-și prinde victima și lovește, nu mai ai de bunăvoie. Ca mai mult, îi zic în următorul verset. Amnon, după aceea, a urât-o foarte mult. Mai mult decât o iubise. Și a zis, scoate și du-te! Dragii mei, ăsta e rezultatul poftei. Asta e minciuna dragostei. Uite cât ține iubirea. Să vă definesc această iubire. Cine se iubește cu o fată în felul acesta, nu iubește pe ea, ci se iubește pe sine însuși. După ce și-a împlinit instinctul, fata devine obiect. Pleacă! Observați în text. E ca o conservă care o consum și o arunci la coșul de gunoi. Nu mai are nicio valoare. De ce? Fiindcă pofta desconsideră. Și ea i-a răspuns. Nu mai mări răul pe care l-ai făcut izgolindu-mă. El n-a vrut să o asculte. Și chemând băiatul care sluja, a zis, izgonește de la mine pe femeia asta, scoate afară și pui ușa după ea. Observați. Nu-i mai soră sa. Nu mai cea care cu grijă a venit să-i facă mâncare. Nu-i mai dragostea lui pe care a iubit-o. Ce-o să vă spun, numește. Femeia asta! Scoate afară! Închide ușa după ea! Asta e iubirea pe care va atenționa în început. Cârnicul momeală de-a cădea în brațele lui. Pofta te consideră. Pofta necinstește. Pofta distruge. Întrebare. De ce credeți că a urât-o pe Tamara? Vă spun eu ceea ce psihologia spune, un exemplu atât de clasic, vinovăția din el, stârnită de soră sa în versetul 12 și 13, poștiința, la logicate de cont. Încă atunci când a explodat, când și-a revenit cu picioarele pe pământ, a început să mustre extraordinar de mult. Și aici încolo urmează și subliniați consecințele poftei. Unul la mână.
contează personal. Dacă înainte tipul a fost chinuit, vă spun eu că de acum încolo a fost chinuit și mai mult. De ce? Fiindcă deacolul înșală. Și dacă te lasă de chinuie, ispitindu-te, creându-ți impresia că dacă săvârșești păcatul, te vei liniști în ispita respectivă, nici vorba. După păcat, vei fi și mai chinuit! Știi de ce? Fiindcă mâna Domnului va apăsa asupra ta. David, după ce poftise cu Bacel, în Psalmul 32, țineți minte? Câtă vreme am tăcut, ce se întâmpla? Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. De ce? Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga când se usucă pământul de secera perii. Chinul fizic de dinaintea păcatului nu poate fi comparat cu chinul psihic și spiritual de Duhă. Și unul dintre voi care ați trecut pe aici, știți bine despre ce vorbesc. Oftă să nu-l chine doar pe cel ce-a făcut păcatul, ci chinuie și victima care a căzut în păcat. Doi, nu te afectează numai personal, ci afectează și pe alții. De ce? Fiindcă pofta a fost dintotdeauna lansată cu două tăișuri. Nu-i ca alte păcate, unde numai o persoană e afectată. Beție, pe un alcool, băi alcool, vrei să scapi el, arunschi, o spargi. Tu scapi singur, ești afectat, nu? Mai sunt cel puțin doi. Și cel ce poftește, și cel care cade. În reacția poftei lui, observați, Tamar e și ea chinuită. Avea o roche pestre, să spune cuvântul, căci aceasta era haina pe care o purtau fetele împăracului câte vreme erau fecioare. Slujitorul Amnon a scos-o afară, cu ea dușă după ea. Tamar și-a presărat cenușă pe cap și-a scușiat haina pestriță, a pus-o în cap și-a plecat, țipând, țipând. Și câți n-a ajuns să cunosc? Când după acel moment, de așa zisă plăcere, a ajuns să-și pună cenușă în cap și să plângă o viață întreagă. Am stat de vorbă cu o femeie care a venit, asta e unul din cazuri, acum vreo 3 luni de zile, cu un bărbat. Foarte interesant. Amândoi, la peste 60 de ani, de fapt, titlul avea 74, care mi-au zis amândoi, acum 41, celălalt, acum 50 de ani, am săvârșit un păcat și de atunci până azi n-am avut curajul să vi-l mărturisesc și continuu mă chinuiam. Până ce a venit și l-am versat pe noastră. Același păcat care dinerețe l-a prins și prins a fost. Pofta chinuie. Am prins-o și între familiști, să nu aveți impresie că dacă oamenii se căsătoresc, poftele dispar, nici vorba. De aceea să ne rugăm neîncetat pentru familiile din bisericile noastre. Să rugăm pentru cei care căsătorim prin pastorul. Și eu le zic, ați avut sau aveți o relație curată de căsătorie, de prietenie înainte de căsătorie? Da! Zic, fete, pe mine mă duci cu fofărlica, dar pe Dumnezeu, pe Dumnezeu n-ai cum să minți. Știi de ce? Fiindcă știu persoane care din cauza că au mințit, au suferit amarnic din cauza acestui păcat. S-a creat o impresie greșită uneori, în care se spune că dacă ești trăit împreună înainte de căsătorie, dacă reușesc să se căsătorească cât mai repede, totul e ok, nu e ok. Fiindcă curvia e păcat. Și orice păcat, un singur om, și o singură soluție există, știți care e? Sângele lui Hristos și pocăința. Păcatul nu ți-l rezolvă căsătoria. Păcatul ți-l rezolvă pocăința ta prin sângele lui Iisus Hristos. De aceea, să fim foarte atenți. Amanul poftă ne afectează și familia. Fratele Absalom mi-a zis, a stat fratele tău Amon cu tine? Și dă seama Absalom. Acum s-o rotat și Hristos este fratele tău. Nu te prea trece cu fire din pricina asta, observați? Pofta nu te afectează doar pe tine. Mulți trăiesc cu impresia asta. Responsabilitatea mea. Îs numai eu. Ce mă interesează de alții? Nu, nu, nu. Pofta, o mare problemă. E o mare problemă. Iată ce spune aici. Fratele Absalom mi-a zis versetul 20. A stat fratele tău cu tine și mai departe. Dar Tamar a rămas nemângăiată. Și-a locuit în frate, în casa fratelui sau Absalom și versetul 21. Împăratul David a aflat toate aceste lucruri. Și David a aflat.
s-a luminat foarte tare. Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău ca Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe sora sa. Și dacă vă uitați în versetul 28, după câteva timp Absalom a dat următoarea poruncă slujitorilor săi. Luați seama când se va veseli inima lui Absalom, lui Amnon de vin. Și când vă zice, loviți pe Amnon, atunci să vă omorâți, să nu vă temeți de nimic, oare nu vă poruncesc eu? În versetul 32, aceasta este urmarea unei hotărâri a lui Absalom din ziua când Amnon a necinstit-o la sora sa. Păcatul a afectat pe el, familia, pe cei din jur. Păcatul însă va afecta, și asta probabil cea mai multă, relația ta cu Dumnezeu. Și asta se răspânge pe mai multe planuri. În primul rând, fizic. Pofta te împinge să curvești. Și apoi efectul ăla e dezastros pe plan fizic. Știți bine textul 1 Corinteni 6. Fugi, fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu mă întrebați cum, apar n-am. Dar iau cuvântul lui Dumnezeu ca atare drept și cred că există consecințe asupra trupului nostru în momentul în care trecem dincolo de gardul, perimetrul pus de Dumnezeu. Chiar dacă n-ai ajuns să săvârșești sexul fizic, mental, la 3-5, țineți minte, să zici celor din vechime, deci că Iisus nu prea curvești, dar vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui și ce înseamnă asta azi? Pornografie. De la filme, reviste, internet, telefoane, scuți, oficine, fantezie, autosatisfacere și se aplică tuturor. Și băieților și fetelor. Dar ce rețină lucru? Cu Dumnezeu nu ne putem juca. Ce seamănă omul? Aia va și se cera. Uite-te la soarta lui Amnon. A fost distrus. Și aici un lucru foarte interesant. Avem niște statistici pe care nu noi le-am făcut. Noi le-am preluat. Până în anii 60-70, lumea cunoștea, în general, 5 boli venerice, adică boli transmise pe cale sexuală. Doar 5 erau altfel născut. Începând din preajma celor ani, anii 60-70, a avut loc o explozie de noi boli cu transmitere pe cale sexuală, peste 30, dintre care două sunt incurabile. Una dintre ele cunoaște cu toții SIDA. Și oamenii spun, oare să fie fost o întâmplare? Nu cred. Fii atent ce s-a întâmplat atunci. Între anii 60 și 70, părinții voștri știu, a avut loc așa numită revoluție sexuală. Hippie movement, Woodstock. Atunci s-au inventat prezervativele. Au început să fie introduse chiar și în școală. Atunci s-a declanșat ceea ce pe plan mondial a devenit o expresie atât cunoscută, și anume safe sex, adică sexul protejat de cine? Că de Dumnezeu. Omul a trecut bariera, a trecut limitele perversiunii și în mod automat, Dumnezeu a reacționat. Până acum în lume au murit peste 37 de milioane de oameni infectați cu SIDA. Doar cei înregistrați oficial. Anual se estimează că 5,3 milioane de oameni mor din cauza SIDA, peste 15.000 de persoane se infectează cu virusul HIV, în fiecare zi, cei mai mulți inconștienți, victime ale poftei și plăcerii omului. Ce vă spun, Dumnezeu, nu se lasă face COVID. Ceea ce înseamnă acela se cerea consecințele de plan fizic, consecințele de plan psihic, le-am amintit. Și probabil că cele mai grave sunt cele de plan spiritual, fiecare. Întâi Petru 2, 11. Să vă feriți, spune Petru, de poftele fiii pământești, care se războiesc cu sufletul. Și observați, poftele fiii pământești, care se războiesc cu sufletul. Noi cu toții suntem într-un război spiritual, dar există niște arme ale celui rău numite pofta firii pământești, poftele astea sexuale, care se războiesc direct cu sufletul și din un război, Biblia când vorbește război, nu vorbește în termeni metaforici. Într-un război sunt și învingători, dar sunt și victime de aia război.
Și dacă pici ca victimă în războiul ăsta, poftelor împotriva sufletului tău, ai mare grijă. De ce? Fiindcă în 1 Timotei, capitolul 5, cu 11, e un verset care de multe ori ignora să trecem pe lângă el. Fii atent, îi se adresează văduvelor, femei care le-au decedat bărbații. Dar fii atent ce spune Pavel. Pe văduvele tinere să nu le primești, pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos. Pofta poate să ajungă să desparte pe om de Hristos. Și nu-i de mirare. Fiindcă suntem într-un război care tinde spre cucerirea ta și spre cucerirea mea. Prin pofte, Satan ne atacă să ne cucerească, să ne distrugă. Să ne ferească Domnul, să nu cădem ca victime. Deci asta e pofta. Pofta trece dincolo de bunul simț, de orice normă de conduit și respect, de legii, de tradiții, ca și de credință. Pofta demenește, pofta înșală, pofta minte, pofta orbește, manipulează, scute. Pofta poate deveni brutală, persistă, convinge, atacă, silește, distruge. Îți transformă prietenul în brută, iubita în obiect. Pofta desconsideră, denigrează, îți afectează mintea, trupul, conștiința și, în ultimul rând, sufletul și Duhul. Și întrebarea se pune, ce e de făcut? Hai să vedem ce e de făcut. 1. Recunoașteți păcatul. Recunoașteți păcatul. David a căzut, a păcătuit grav. Și știți episodul cu acela. David însă a făcut ceva, ceva ce fiecare dintre noi trebuie să facem. Nu mai primiți apătere, în orice păcat. Dar mai ales aici, fără. Câtă vreme am tăcut, am citit. Mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca flaca când se usucă pământul de zece la voie de veri. Atunci însă David spune ce spune. Ți-am mărturisit păcatul. Și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis Domnului, voi mărturisi Domnului fără de legile. Și ce se întâmplă? Tu, ce ai făcut? Ai iertat vina păcatului meu. Dragii mei, când e vorba de poftă, de problema asta, cel rău, fiea noastră, tinde să o ascundă, să o bagi în casemate și buncăre. Nimeni să nu știe despre ea. De ce? Evident că e rușine. E o problemă. Dar cu cât o ții șarpele la sân, cu cât îl ții, cu atât te va mușca mai greu. Deci, în lupta spirituală, primul lucru pe care trebuie să-l faci, să ai curaj, să fii, să-l mărturisezi, să faci ceva cu ea. Și mi-au spus nu puțin dintre cei care au trecut pe aici, că simțeau greutatea de curăție, o rușine înaintea Domnului, un păcat curat, murdar. Dacă ne mărturisim păcatele, spune că Hristos, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Predicam în biserică și la un moment dat, în balcon, în partea stângă, vedeam un bărbat care a venit deja de vreo 5-6 ori, săptămână de săptămână, dar interesant, întotdeauna când începea să predic, își pleca capul în jos și stătea cu capul plecat de tot parcursul predicii. Și văzând, am zis, mă, nu pot să stau pasiv. Ceva se întâmplă pe omul ăsta. Ceva frământă. Oare are o problemă cu mine, oare are o problemă, o problemă dâncă de-a lui, fiindcă l-am văzut că nu doarme, atent. Și într-o zi am încercat să aflu cine e, cine vine, cum de-a ajuns pe la mine. Și dat un prieten al meu, spune, știu că ai problemă, hai cu mine. Și mergem acolo și zice, uite, Cristi, vreau să te vorbă cu tine. Vreau să știe de ce tu, când încerci să predice, îți pui capul mereu în mine. Și omul a roșit, s-a urtat în pământ și prietenul lui Dumnezeu, că zic, nu de-a crescut împreună. Nu de-a fost în aceeași cască împreună. Până acum câțiva ani, 3-4 ani, când eu m-am întors la Dumnezeu și nu știu tot trecutul meu și la tale. Între mine și el și cei din gașca noastră a fost o competiție. Cu câte femei ne putem culca? El a bătut recordul de 300. Problema e că acum, de când Dumnezeu i-a dat ceva, și am aflat mai apoi, că tocmai descoperise o boală la inimă destul de puternică, începe să-l caute. Dar Cristi, când vin la biserică, ea știe că e vinovat. Dar când începi să citești din Scripturi și să vorbești din Scripturi, îi atâta de rănit și de ars și de îndurerat, cât de rușine nu poate să scoape capul, să se uite în ochii tăi, să se uite spre tine. Fiindcă nu crede că Dumnezeu va ierta vreodată. Și zic, asta e problema ta.
Și omul din cap a zis, da. Zic, hai să stăm de vorbă. Dragul meu, vreau să zic un lucru. Nu există păcat pe lumea asta pe care sângele lui Hristos să nu caterta. Dacă ne mărturisim păcatele, ele credincioși și drept ce se facă. Nu numai să ne ierte păcatele, dar să ne curățească de orice nelegiuire. Orice. Indiferent de ce ai făcut. Deci e important să înțelegem primul pas. Și anume, să-ți recunoști păcatul, să te pocăiești de el. Doi, taie orice legătură cu păcatul sau sursa păcatului. Uitați un punct foarte important. Iisus vorbește exact în contextul ăsta. Dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l, pleacă-te de la tine. Căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o și leapă-o de la tine. Căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna, și așa mai departe, taie, ipocolii, metaforii vorbind, e ceea ce Iisus îți spune cu iadul, nu e de joacă. Dacă până acum ți-ai impreționat poftele folosind anumite surse, mijloace, trebuie să te lepezi de ele, fiindcă ochiul și mâna din Matei 5 sunt termeni reprezentativi să vină orice sursă care te îndeamnă spre acest păcat. Și anume, ascultă, dacă internetul te face să cazi în păcat, taie. Dacă revistele te fac să cazi în păcat, aruncă-le, nu te mai atinge de ele. Dacă ai CD-uri, DVD-uri, sfărâmele, dacă anturajul te aprinde, nu mai dau acolo. Dacă locul de muncă îți creează probleme, până acolo tu să spun, schimbă. Dacă prietenul sau prietena cu care ești acum te îndeamnă spre acest păcat, cu toată durerea care am, lasă. Pe dragul sufletului tău. Trebuie să fii tare. Să fii hotărâși și vigilent, că Samson a dărâmat după 20 de ani de slujire înaintea lui Dumnezeu. Pe David, omul după placul și inima lui Dumnezeu, după 25 de ani de slujire, a făcut să cadă. Solomon, tot poftele au îndepărtat inima. Tu și cu mine nu suntem eu. De aceea, taie. Trei. Găsește-ți un partener care să dai sub o teamă. De ce? Fiindcă sigur nu vei putea lupta împotriva poftei. Nici David n-a reușit. Mulți spun, eu n-am nevoie de altceva, eu cu Dumnezeu nu. În cazul anumitor păcate, precum pofta, ai nevoie de cineva și în cazul lui David, Dumnezeu a știut că nu poate singur. Și după un an de zile, în care David s-a zbătut singur și nu știa ce să facă, Dumnezeu a trimis un om. Știți pe cine? Pe Natan. Caută-ți și tot persoană. De acela sex cu tine, un credincios matur spiritual, care să împărtășesc problemele tale și să cazi de acord, în mod regulat, că vă veți întâlni. Chiar dacă nu ai pentru câteva minute, să poți să dai socoteală în privința asta. Te ajută din nou. Patru, crează-ți o strategie. Dacă nu ai o strategie bine gândită dinainte, vei cădea ușor în păcatul poftei. Spre exemplu, vreau câteva idei practice. Ferește-te de singurătate și plictiseală. Pe David l-a lovit când se plimba singur, fără treabă, plictisit. Ai grijă când ești căzut sau căzut emoțional, sau ai probleme relaționale. Ferește-te de locuri care îți aprind pofta. Sunt anumite chioșcuri cu anumite reviste, pe strada principală treci pe partea cealaltă. E internetul. Dacă nu poți să te debarasezi de el, măcar scoateți computerul pe hol. Fii atent, să te vorbă cu întâlnirea. Care mi-a zis, Cristi, asta e problema internetului. Zic foarte simplu. Nu pot, că trebuie să am internet, că știi că așa mai decât la facultă, la. Zic, nicio problemă. Îți scoți computerul din cameră și îl pui pe hol. După 3 săptămâni, credeți-mă, după 3 săptămâni, omul ăsta nu mai putea să doarmă nici măcar nopțile cât era de fermentat. N-avea putere să scoată computerul din cameră pe hol, fiindcă știa că nu va mai putea accesa internet. Fă ce știi, televizorul, au în camera ta, sau dacă e la ora 10, se stinge și vezi pe cuci. Dă socoteală, ia inițiativă. Mai apoi, fă o listă cu consecințele căderii în acest păcat. Avem timp acum, dar
A fost interesant când merge acasă să facă o listă, să faci câte consecințe s-au avut asupra acestei femei, spre lui Tamar, spre lui Amnon. Și mai apoi și ultimul lucru. Ai grijă să nu fii tu ispită, și atenție. E că pofta e o sandie cu două tăișe. Cel afectat e lovit, dar și cel ce afectează e lovit și iar. Nu doar cel ce a căzut în ispită, și și cel ce ispitește. Luca 17:1. Iisus a zis ucenicilor săi, este cu neputință să-L devină prilejul de păcătuire. Dar vai de acela prin care vine. Ar fi mai decolos pentru el să-i se lege o piatră de moare decât să fie aruncat în mare, decât să vadă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Ispita nu are cum să le evită. Poftele vor veni, asta e clar. Fiți-ți atenți, vai de acela prin care vin, spune Iisus. Modul prin care pofta trupească este aprinsă cel mai mult, v-am spus, este privirea. Privirea însă nu se aprinde dacă nu e stimulată vizual. Și unul dintre cei mai puternici stimul vizual vis-a-vis de această poftă e trupul uman. Mai ales, în privința bărbaților, anumite aspecte ale trupului unei femei pot fi extrem de provocatoare și aici trec direct la subiect. Și exact simplu cum am fost și până acum adresez de data asta fetelor. Dragile mele, decolteurile, fustițele mini, pantaloni, bluze mulate, rochii lungi, trepate, cu de deasupra de geam, haine transparente și așa mai voi le știți. Dumnezeu vă dat oglindă în casa voastră, nu ca să vedeți cât de frumoase sunteți, mi știu că sunteți frumoase, ci ca să știți cum ieșiți din casa aia. Adică prin voi s-ar putea, nu spun că e drept, dar s-ar putea ca unii să cadă din spita. Și aici aș vrea, să vă spun ceva și mai ales de biserică. Îmi place eleganța. Stau împotriva legalismului, am stat și voi sta întotdeauna. N-am nimic împotrivă că omul să se îmbrace modern. Dar sunt trei cuvinte în Scriptură care se repetă și care sunt principii de bază pe care nu le negociez. Când e vorba de îmbrăcăminte și de stil, decență, simplitate și modestie sunt cuvinte în Scripturi. Punct. Nu există altul pe lângă. Că Domnul intră în biserică. O în mintea Lui, în Duhul Lui, în trupul Lui, omul e chemat să se închine. Să se elibereze de tot ce pământesc, de multe rugăm de la fond. Doamne, eliberează de tot ce pământesc. Câteodată vii la biserică, te așezi în biserică și n-ai cum să te eliberezi, fiindcă fie la cor, fie în sală, fie la bacon. Sunt persoane, și noi dintre voi sunteți pe aici și în această seară, care vă place să mișcați elementele astea provocatoare dintre ochii lor. Cum vă îmbrăcați, cum vă stimați, cum veniți să provocați. Deci nu vreau să ofensez pe mine, dar vreau să spun o întrebare directă. Cu ce intenții vii la biserică? Să arăți bine. Să atragi atenția, să distragi atenția. Să fie admirat sau admirată, sau fie aici. Și să încerci, dacă e decență și modestie, să te pierzi în mulțime, să te atragi nicio privire. Și atunci când vine omul în biserica asta, când se uită și ascultă cu Dumnezeu, cântă, omul să-L vadă pe Dumnezeu și nimic pământesc să te atragă atenție. De aceea sunt bisericile, de aia trupul lui Hristos, de aia adunăm la oaltă, să căutăm pe Dumnezeu. Dar războiul spiritual e mare. Și pe câți îngeri sunt biserică, pe atâția dragi, scuzați-mi expresia, care vă vor ispiti încă de acasă. Hai, vino, îmbracă-te, tu știi tu că la asta uită. E o problemă foarte serioasă, pentru noi. La fel de serioasă ca problema noastră a băieților. Ar fi mai de folos să-i se lege o piatră de mare decât să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul dintre aceștia să păcătuiască. Asta e pofta. Pofta domnește. Pofta înșală. Pofta minte. Pofta vorbește. Pofta manipulează, persistă, atacă, silește, distruge trupul, psihicul, sufletul, Duhul. Și vai de cel prin care vin aceste pofte. Și vai de cel ce a căzut robit în ea. Doamne, eliberează-ne. Doamne, păzește-ne.
și curățește-mi de ele. Amin. Hai să ne rugăm capetele voastre. Doamne, sunt mulți în seara asta, îi sunt convins. Dar, Doamne, vreau să mă rog pentru cei care știu adevărul. Dar care, la fel ca și David, ca Samson, ca Solomon, ca Amnon, au căzut, Doamne. Doamne, dacă sunt aici în această seară, te rog să-i cercetezi Tu. Trebuie să-L dai putere, Doamne, să recunoască problema care a avut. Să vină înaintea Ta și să-și ceară putere și eliberare. Nică numai sângele Tău curățește de orice ce păcat. Inclusiv de acest păcat. De aceea, dacă în seara asta ești aici și poate ai căzut să ești mereu asaltat de aceste ispite. Dacă în seara asta ești aici și poate că ai fost rănit să ești o victimă a unui astfel de poftă ispitoare. Sau poate chiar tu însuți, inconștient sau inconștientă, n-ai realizat că prin simplu stilul sau îmbrăcămintea ta poate ai devenit o poftă și ai văzut-o și poate chiar te-ai bucurat. Vreau în cele ce urmează să-ți dau ocazie prin care să-i ceri iertare lui Dumnezeu și să-i ceri izbăvire, să-i ceri dar. N-are de ce să-ți fie rușine. Rușinea vine numai din partea celelalte. O, da, să-ți fie rușine de păcatul tău, dar să nu-ți fie rușine să poți să stai înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, ăsta sunt, asta sunt. Iartă-mă, curățește-mă și ajută-mă să plec de aici, sfințită de prezența și de viața. Dacă este cineva aici care în seara asta vrea să pună deoparte trecutul sau chiar prezentul și vrea să ceară puterea și ajutorul lui Dumnezeu, când am iertat și îmi dea acolo unde ești. Vreau să te rog, nu să ridici mâna. Nu. Vreau să te rog acolo unde ești. Să te ridici în picioare. Și prin prezența și postura ta să ceri lui Dumnezeu aceste lucruri. Este cineva aici care vrea să lupte în seara asta împotriva poftei? Ridică-te și spune-mi ziua de azi.
indiferent ce a fost în viața mea. Nu mai vreau. De azi înainte plec de aici. Nu prin puterea mea că sunt slab, ci prin puterea sângelui vărsat pe cruce, prin puterea lui Iisus Hristos care mă poate elibera. Și de acum înainte, nu eu, ci Hristos va trăi în mine și voi cerui să-mi sfințească ochii care au păcătuit, mâinile care au atins, gândurile care au gândit, trupul care a căzut, inclusiv îmbrăcămintea, stilul, totul din viața mea. De ce nu mergi? Ridică-te și ai puterea să-i spui, Doamne, eliberează. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe cei care v-ați ridicat, dacă mai este cineva. David striga și spunea lui Dumnezeu în Psalmul 51 că n-a început să-și ferească inima înaintea lui din cauza acestui păcat. Doamne, zidește în mine o inimă curată. De ce? Fiindcă inima mea e încărită, Doamne. Sunt turțul tău, sunt omul după inima ta, dar de luni de zile, de luni de zile, inima mea e încărită. De aceea zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Și pune-mi mie un Duh nou! Pe Duhul tău cel Sfânt, de-a mai aud vocea, a dispărut. Încă unde-i păcat, tot Dumnezeu mai poate sta. Nu m-a lepădat de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt, ci dă-mi iarăși bucuria de ce? Fiindcă n-ai voie ce vrea să te cumpri poftă, știți? Atunci când ești prins de tingile poftei, nu mai ai bucurie. Nu mai poți să te rogi, nu mai poți să citești Scriptura, nu mai poți să cânți. Chiar acum, unii dintre voi, nu vă puteți nici măcar ridica după scaun, fiindcă există o luptă în voi! Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă! De ce? Fiindcă sunt slab. Sprijinește-mă. Și, Doamne, mă rog pentru cei care s-au ridicat în această duhovnoasă. Dar mă rog pentru cei care acum sunt prea slab să se ridice. Sprijinește-i, Doamne. Și în timp ce vom cânta această rugăciune în Davide, dă-le putere și altor să rugă lanțurile, să se libereze și să ceară o nouă rezidire a ruinilor din viața lor. Ajută-ne, Doamne, în aceasta. Haideți așa cum stăm în rugăciune, să cântăm această cântare. Zilește-mi. Rămâneți în picioare, fiindcă mai sunt și alții. Sunt și alții care simt din partea lui Dumnezeu că Dumnezeu le va vorbi. E ca de ziua în care ei au decis să lupte împotriva poftei. Să măresc puterea voastră și curajul vostru.
și să duc un pas mai departe. Și am să ne rugăm pentru voi, fiindcă bătălia asta spirituală singur nu veți putea merge. Deci, în timp ce cântăm încă o dată această cântare, dacă ești ridicat în picioare, sau poate nu te ridică, dar vrei să ne rugăm pentru tine să scapi acest păcat. Hai, veniți aici în față. Fiindcă după ce vom încheia această cântare, împreună cu fratele Timotei, vreau să ne rugăm pentru voi. Ca Dumnezeu să vă elibereze de această stare, să vă dea un sens vieții voastre, să plecați de aici sfințiți și curățiți de El. Cei care sunt în picioare sau alții, care vreți nevoie de rugăciune, în timp ce vom cânta, haideți aici în față. Zidește-mi inima. Haideți să ne ridicăm cu toții. Zidește-mi inima. Să luptăm.